Astăzi, Biserica Ortodoxă pomenește pe Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcea și pe Sfântul Amfilohie, episcopul Iconiei. Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcea s-a născut în părțile Olteniei, într-unul din satele subcarpatice ale județului Vâlcea, în timpul voievodului Matei Basarab și a domnitorului sfânt Constantin Brâncoveanu. De mic, Sfântul Antonie a crescut în iubire în Hristos, iar când a ajuns în putere, a fost tuns în monahism la schitul Iezeru. Deoarece simțea chemarea pentru o viață mai retrasă, a cerut binecuvântarea episcopului locului, Ilarion, pentru a pleca în Sfântul Munte Athos. Însă acesta l-a sfătuit să renunțe, pentru că a simțit folosul său pentru meleaguri românești. Cuviosul Antonie i-a ascultat sfatul, iar în anul 1690, s-a retras la viață de pusnic într-o peșteră din piatră din munții Iezerului. Pentru că nu avea locaș de rugăciune, Sfântul a luat binecuvântare și a săpat cu propriile sale mâini un mic paraclis în stâncă la care a lucrat peste 3 ani. După ce l-a terminat, l-a înzestrat cu toate cele necesare săvârșirii sfintelor slujbe, iar episcopul Ilarion al Râmnicului l-a sfințit. În acest mic paraclis, cuviosul Antonie se ruga neîncetat, zi și noapte. Iar în sărbătorile mari, venea câte un monah de la schitul Iezeru pentru a putea săvârși Sfânta Liturghie. Viața sa aspră și rugăciunea sa necontenită și mai ales sfințenia sa nu au fost trecute neobservate de creștini și nici de monahii locului, care îl vizitau necontenit pentru a-i cere sfaturi duhovnicești sau pentru a se ruga împreună cu el. După 25 de ani de sihăstrie, cuviosul Antonie și-a dat sufletul în mâinile Domnului, în jurul anului 1714. Cuviosul Antonie a fost copil pe vremea domniei lui Matei Basarab, un mare sprijinitor al Ortodoxiei. În timpul acestui domnitor s-au ridicat din temelie peste 30 de biserici, la care se adaugă refacerea multora, atât în țară cât și în Muntele Athos, depășindu-l chiar și pe Ștefan cel Mare și Sfânt. O altă mare realizare a domnitorului Matei Basarab a fost aportul său major de înlocuire a limbii slavone cu cea românească în viața religioasă, dar și civilă, iar aceasta de o manieră oficială. Mormântul domnitorului se află la mănăstirea Arnota, ctitoria sa, situată în comuna Costești din județul Vâlcea. În același an în care a plecat la domnul cuviosul Antonie de la Iezerul, au primit cununa muceniciei și sfinții brâncoveni. Din punct de vedere politic, domnul țării românești, Constantin Brâncoveanu, a întărit administrativ scaunul domnesc, a reorganizat sistemul fiscal și mai ales a promovat și a ținut relații strânse cu celelalte două principate românești, Moldova și Transilvania. Sfântul Constantin Brâncoveanu și-a pus amprenta asupra culturii și a spiritualității românești. Mărturie stau stilul brâncovenesc, o îmbinare armonioasă în arhitectură și pictură murală și sculptură tradițională autohtonă într-un stil neobizantin cu idei inovatoare ale renascentismului italian, dar și organizarea învățământului românesc, prin înființarea de școli în incinta mănăstirilor, precum Academia de la Mănăstirea Sfântul Sava din București, dar și școala de la Sfântul Gheorghe Vechi, sau Colțea. Domnitorul Brâncoveanu, împreună cu sfetnicul și cu cei 4 copii ai săi, este omorât de turci în anul 1714, de adormirea Maicii Domnului, chiar în ziua în care împlinea 60 de ani, pentru că nu a vrut să renunțe la credința strămoșească. Moaștele sale se află în Biserica Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei, iar prăznuirea sa are loc în data de 16 august. Chiar înainte de retragerea cuviosului Antonie în munți pentru o viață de contemplare și rugăciune, a avut loc un eveniment deosebit de important pentru istoria românilor. Tipărirea cărților românești sub îndrumarea mitropolitului Antimi Vireanul, pe care domnitorul Constantin Brâncoveanu l-a adus de la Istanbul, a culminat cu apariția în anul 1688 a Bibliei de la București, prima ediție integrală a Sfintei Scripturii în limba română, opere de mari proporții pentru acel timp. 944 de pagini, format mare pe 2 coloane, cu literă măruntă. Departe de frământările vremii, Sfântul Antonie de la Iezerul a fost și martor pasiv al războiului austriaco-otoman, dintre anii 1683-1697, în care otomanii au fost învinși. Imperiul otoman cedează Austriei Transilvania,
prin semnarea tratatului de la Karlovitz din 26 ianuarie 1699.